Nu țin de Vali Lazar, a aruncat cu chiloți roz și mov după burcă și a spus că pentru domnul Fustiță, care n-are tupeu să dea ochii cu jucătorul. Legat de ce spuneți dumneavoastră că îți pierzi respectul față de jucători. Asta e un lucru, indiferent de situație... A exagerat Lazar? Normal. Că... Mai ales ele fiind pe final de carieră, e un jucător, și-a fost un jucător foarte bun. Și cred că și regretă ieșirea lui. N-a părut la declarații. După părerea mea, agresiv. El vrea să-și înceapă o carieră de antrenor și... N-a început bine. N-a început bine. Dacă era jucătorul dumneavoastră, ce făceați să vedeți așa ceva? Că a vorbit toată România, chiar dacă e în Liga a doua Dinamo, a vorbit absolut toată România cum a venit Lazar după ce a fost dat afară și a aruncat cu chiloții după burcă. Adică pare totuși cam mult. Ok, merg ironiile, mai merg și golăniile la fotbal, dar nu cam mult? Asta am spus că cred că îi pare rău și îl va marca pentru că la rândul lui o să vedeți, o să vorbim peste 5-6 ani când se va apuca de antrenora și va antrena, o să aibă aceeași și nu o să-i convină. Lipsă de respect. Da, credeți că s-ar fi putut întâmpla așa ceva când erați dumneavoastră președinte un jucător? Nu, niciodată. De ce nu? Impuneați dumneavoastră disciplina? Pentru că impuneam disciplina și jucătorii știau că pentru mine cel mai important este antrenorul, nu jucătorii. Le spuneați clar chestia asta, ca să dați forța antrenorului. Bineînțeles.